Vreau să citesc din Galateni motoul pentru, pentru serile care le avem, care le-am avut până acum și care ne vor sta în față în continuare, Galateni, capitolul 5, de la versetul 22. Știu că unii din voi le știți versetele acestea din minte. Și cuvântul Domnului Apostolul Pavel spune așa, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc și în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat și în seara asta să fim în casa lui Dumnezeu și... Uh, mergem la cea de-a patra roadă a Duhului. Acum, când zici patru, la ce te gândești prima dată? Băieți, uite! La școală, așa -i? Când zici patru, te gândești la școală, după aceea la numere de telefon, nu? Știți că în lunga răbdare și răbdarea, în esența ei, e o școală. În de răbdare nu poți învăța, nu poți practica numai dacă intri la școală. Dacă intri în școală. Acum, eu m-am uitat, nu știu cum să mă adresez vouă wow, în seara asta, așa în dilemă, să mă adresez ca la oameni plini de răbdare sau la tineri nerădători. Eu când am intrat în biserică, am dat mâna cu tinerii de la primire și i-am întrebat cum sunteți. Bine, aveți răbdare. Nu, nu. M-am mai întâlnit cu unul cu altul, ce faci? Cum ești bine? Înseamnă că ești bine și la îndelungă răbdare. Nu la asta stau foarte rău, foarte rău. Când vorbim de îndelungă răbdare, ni se pare ceva ce e, 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 e foarte greu de ajuns. Că zici, domne, cu dragostea, acum românul are o inimă bună, așa e, așa suntem noi nativi, miloși. Și zici, domne, încerci să-l iubești și pe ăla greu de iubit, începi să rodești, da? începi să te bucuri chiar dacă e mai greu să te bucuri cu ăla care se bucură, mai ușor plângi cu ăla care plânge, decât să te bucuri cu ăla care se bucură, da? așa e că plângi ușor la mormântări. Păi normal, că ăla plânge și plângi și tu. Și atunci e mai greu să te bucuri. Cu cine? Cu ăla care se bucură. Să te sune să zic, hai să vezi ce mașină mi-am luat e gata, ți-o scăzut tensiunea, ești sub tensiune, îți trebuie pastile să, să ridice tensiunea. Dar vedeți, când rodește bucuria în inima omului, aia pleacă din roada Duhului și ai puterea să te bucuri de realizările celuilalt, da? Zice David în psalmul 20, zice, atunci noi ne vom bucura de ce? De biruința? Da! Adică ai reușit! Noi ne vom bucura de biruința ta! Dar iată că în seara asta o să ne ocupăm de în de răbdare. Am un prieten, mi a zis odată, zice, auz, foarte, nu mai am răbdare. Zice, îmi pierd cumpătul așa, parcă mă enervez din orice. Și zic eu zic, auzi, bun, dacă ți-ai pierdut răbdare, îți pierzi răbdarea, treci la, ziceți voi, la în de răbdare. Să uită la mine, zice, tu nu mă înțelegi. Dacă nu am nici aia simplă, aia mică, cum să o am asta lungă, dacă nu am aia scurtă? Răbdarea. De unde să am în de răbdare? În seara asta ne uităm, o să ne uităm și în cuvântul lui Dumnezeu uh, și o să vedem, uh, în prima fază aș vrea să facem diferența dintre răbdare și îndelunga răbdare. Acum uh, îmi cer scuze de la început, poate pe parcursul Mesajului O să mai folosesc cuvântul răbdare Dar vreau să-l înțelegeți că Îl folosesc ca și îndelunga răbdare Poate o să-mi scape Și o să zic răbdare în loc de îndelunga răbdare Dar voi sunteți cei mai mulți la facultate Și sunteți tineri deștepți Și o să înțelegeți lucrul acesta Știți, răbdarea Nu îndelunga răbdare Întotdeauna îi folosită În lucrurile ce ne privesc personal da? Aici folosim răbdarea în lucrurile ce ne privesc personal. Și anume, ai o boală. De exemplu, într-o noapte, până la 4 spre 5 dimineața, am, am făcut o criză de rinic, o, nu știu cum îi zice, e Paul Medelean, nu e o colică renală, mi-am adus aminte. Și am ajuns cu smurdu, cu duba roșie, au venit după mine acasă, mă luam, m-au dus la clinicile noi și nu mai rezistam, eram în genunchi, în urgență, pe pat, acolo, dar nu întinzi, eram în genunchi. Și tot încercau să-mi bage perfuzie și nu reușeau să mi-au dat vreo trei găuri până m-au de trei ori. Și zice, zic, Doamne, vă rog frumos, plângeam, zic, vă rog frumos, ajutați-mă, băgați tratamentul. Și au zis, ai, Domne, răbdare, ai, Domne, răbdare. Și știi ce, ce Nu atunci m-am gândit, că atunci nu gândeam nimic, nu mă strigam, Doamne ai milă de mine. Nu așa am strigat. Răbdarea are legătură cu lucrurile tale personale, cu tine personal. Și anume, ai nevoie de răbdare ca să-ți duci durerea, da? Ai o durere de cap, de rinic, de mai știu eu ce durere. Și răbdarea are legătură cu starea ta personală, da? Ai nevoie de răbdare să suporți o durere, ai nevoie de răbdare când îți sare somnul, ori sare somnul, ori tu sari din somn, nu știu cum e aici cu somnul, da? Și atunci ți-o sări somnul pe la trei noapte, te-ai speriat în somn și ți-o sări somnul, ai, te-ai trezit. După aceea te învârți de pe o parte pe alta și nu mai reușești să dormi. Și atunci zici, mă, trebuie să stau liniștit. De ce? Trebuie să am răbdare să vină somnul, nu? Astea sunt lucrurile personale. Deci, când folosim cu noțiunea de răbdare, ne gândim la lucrurile noastre personale. Mai dau un exemplu. La predică, da? Stai în biserică și să trece peste program, predicatorul. Da? Trec peste program, ai nevoie de răbdare. Nu eu, că eu continui predica. Tu care mă asculți, aseară am depășit numai un minut, la 8 și un minut, deci a fost uh, ușoară răbdarea care trebuie să o aibă frații. Nu? Astea sunt lucrurile care ne privesc, ne privesc pe noi personal. În de lunga răbdare, îi abilitatea în relațiile cu ceilalți. Îi lucru care ne ajută pe noi în relațiile cu ceilalți. În de lunga răbdare, da? Asta o folosim în relațiile cu ceilalți. De aceea am vrut de la început să uh, facem diferența. De exemplu, lungă răbdare o folosești să-l suporți pe altul. Să te suporți pe tine, ai nevoie numai de răbdare. O să fie bine, da? Dar ca să-l suporți pe altul, ai nevoie de îndelungă răbdare. Să-i suporți slăbiciunile, să-i suporți caracterul, să-i suporți scăzămintele, da? Și atunci îi nevoie de uh, îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare își are, are două rădăcini. Prima rădăcină, îndelungă răbdare, are rădăcina în smerenie. Îndelungă răbdare are rădăcina smerenie. Omul smerit întotdeauna are răbdare. Ăla mândru nu are niciodată răbdare. Niciodată nu are răbdare. Se uită la ceilalți și uh, uh, nu suportă slăbiciunile. Nu suportă ca cineva să aibă slăbiciuni. De ce? Că el se vede perfect. El e mândru. Omul care trăiește în smerenie are și îndelungă răbdare. Și zice, spune exact ce spune Apostolul Pavel. Mi -aduc, ne aducem aminte că și noi odinioare eram ca și ei. Și aduce Apostolul Pavel aminte și spune și eu am avut aceleași slăbiciuni ca și ei. Și tu, Timotei, și toți am avut când trăiești în smerenie. Când nu ești ață, ești totul e extraordinar când îi duc de mândrie peste tine. Ți se pare că tu n-ai slăbiciuni și atunci nu suporzi nici slăbiciunile lui altul. Uită-te la un om mândru, din media laică sau, de fapt, în media bisericească nu avem mândri, nu? Ăsta nu stă la discuții. Dacă ceva nu-i convine, imediat te-o pus pe pauză, te -o... Nu, nu stă la discuții. Imediat îți apasă butonul de stop. Nu are timp de pierdut. I se pare că ești plin de slăbiciuni și el e prea perfect ca să-și cheltuie timpul cu tine. În de lunga răbdare, își are prima rădăcină în sperenie. A doua rădăcină, în răbdare, o are în înțelepciune. Auziți ce spune? afișează proverbe 19 cu versetul 11. E un cuvânt extraordinar ca să vedeți că îndelunga răbdare are rădăcina în înțelepciune. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Uitați-vă unde și are îndelunga răbdare rădăcina în înțelepciune. Întotdeauna. Omul cu cât e mai înțelept, cu atât are răbdare mai multă. Cu atât are. Uitați-vă, copiii, cât e de Nu are răbdare. De ce la restaurant? Fac numai o paranteză. Poate unii ați lucrat și ați servit mâncare. Întotdeauna, când ai la masă mai multe categorii, ai părinții, bunicii și copiii, cei mici. Pe cine servești primul? Ca și chelnă. Știi la cine se aduce mâncarea prima dată? La copil, după aceea se aduce la bătrâni. Și după aceea se duce la cei de vârsta mijlocie. Copilul are cea mai puțină răbdare. Cu cât ești mai copil, la minte sau la fizic, cu atât ai mai puțină răbdare. Cu atât n-ai răbdare în, în orice lucru. Îți pierzi răbdare imediat. Nu-ți convine, te-ai supărat și așa mai departe. Ai metodele tale. Cu cât ești mai și e, spiritual, cu cât ești mai copil, cu atât n-ai răbdare ca să vezi voia lui Dumnezeu, ca să vezi planul lui Dumnezeu. Acum spunea Ioan Gură de Aur așa, când vorbim de îndelungă răbdare, dacă ne gândim la cineva din Biblie, ce personaj, la ce personaj îți fuge mintea când vorbești de îndelungă răbdare? Ziceți un personaj din Biblie la care vă gândiți. Iosif, Iov, da? Cam ăștia cei mai, da? Dar știți ce zice Ioan Gură de Aur? Când spui îndelungă răbdare, toată lumea, cei mai mulți, da? se gândesc la Iov, pentru că sunt și capitole care scrie răbdarea lui Iov. Dar zice Ioan Gură de Aur așa, când spui lunga răbdare, toată lumea zice Iov, dar zice Ioan, eu zic Dumnezeu. Când zic îndelunga răbdare, zic Dumnezeu. Mai mult decât îndelunga răbdare lui Iov, îi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Uitați-vă câtă răbdare, îndelungă răbdare are Dumnezeu cu noi. Cu omul, da? Din grădina Edenului, o păcătuit și în loc să omoare, îl omoare Dumnezeu, ce face cu Adam? Știi ce face? Îl binecuvintează cu 930 de ani. Ai auzit așa ceva? În loc să-l omoare cu o păcătuit și plata păcatului mo îi moartea, Dumnezeu își arată îndelungă răbdare. Păi zicea, bă, doi ani și am terminat, nu mai vorbesc cu tine. 930 de ani de lui Adam. Păi, nu e îndelungă răbdarea lui Dumnezeu? Nu e îndelungă răbdător Dumnezeu cu noi? E foarte îndelung răbdător. Binecuvântat să fie numele Domnului. Există o vorbă în mediul nostru bisericesc, luată din Romanii 5 cu 3. Pot să-l afișez până, până spun lucrurile acestea. Avem o vorbă între noi care spune așa: Nu mă rog să-mi dea Domnul răbdare sau îndelungă răbdare, pentru că Domnul îmi dă ce? Necazuri Zice nu mă rog că îmi dă domnul necazuri Zice uh, cuvântul domnului aceea spune așa Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre Că știm că necazul aduce răbdare Și atunci între noi s-a format o vorbă Nu mă rog domne, pentru răbdare Că imediat s-ar putea să mi se întâmple ceva Imediat E adevărat că necazul aduce răbdare și o să vedem în finalul mesajului din seara aceasta. Dar să știți ceva, răbdarea nu i-a dus întotdeauna de necaz. Nu. Știți că și tăcerea lui Dumnezeu aduce răbdare? Când Dumnezeu tace, nu avem necaz. Tace și pe noi ne învață răbdarea. Nu numai necazul aduce răbdare. Dumnezeu are și alte metode. Dar nu, știi că atunci când iei ideea asta în mintea ta, nu mă rog, să-mi dea Dumnezeu răbdare pentru că îmi dă necazuri, în momentul acela diavolului cel mai bucuros. Pentru că ești o victimă sigură. Ești o victimă sigură în momentul când nu mai cer răbdare de la Dumnezeu, când nu mai cer îndelungă răbdare. De aceea vreau să ne uităm în seara asta, în Cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să depistăm trei domenii care sunt afectate fără îndelungă răbdare. Trei domenii ale vieții o să le regăsim le, sunt foarte simple nu o să fiu complicat la predică în seara asta, trei domenii care sunt afectate sau putem spune chiar distruse dacă nu avem îndelungă răbdare. Da? Am pomenit la început și prima, primul lucru și primul domeniu care e afectat când nu avem îndelungă răbdare este relația cu Dumnezeu. Primul lucru, se poate destruge, distruge relația cu Dumnezeu dacă nu avem îndelungă răbdare. Am vorbit mai devreme de Iov, da? omul acesta a fost, și dacă îi ținut minte pe, pe paginile Bibliei și în istorie, nu-i cunoscut din pricina binefacerilor, deși au făcut mult bine. Zice, la uh, cel fără mână i-am fost mână, la cel fără picior i-am fost picior, la cel fără ochi i-am fost ochi. Nu-i recunoscut pentru bucuriile care le producea. Zice, umpleam inima de bucurie a văduvei. Numai ajuta văduva, și o vedea cum se bucură. Și știți că Biblia nu-l ține minte pe Iov din pricina bucuriei care o, o, dădea văduvelor? Nu! Nu-i cunoscut pe paginile Bibliei din pricina dreptății care o avea. Deși era un om neprihănit, s-a uitat Dumnezeu cu plăcere la el, s-a lăudat Dumnezeu cu el. Nu de asta e cunoscut. Știți de ce e cunoscut? Din pricina cu avut îndelungă răbdare. Din pricina cu avut răbdare. Relația cu Dumnezeu a o fost, o fost uh, închegată bine pentru că Iov a fost omul, deși, de obicei, acum să știți ceva, omul când are multe bogății nu-i place să stea la rând. N-are răbdare. De aia el are relații că nu stă la rând. Mai țineți minte, erau anii trecuți când îi prindea pe... când era uh, problema pașapoartelor, se... Au fost ceva probleme prin țară, pe un, nu mai știu pe unde, dar era o chestie că uh, se dădeau greu pașapoartele, se stătea foarte mult și prindeau ăștia, vedeai pe YouTube că prindeau câte un politician pe ușa din spate știi? și când ieșeau cu pașaportul în mână, direct îl filmau. Ce faceți? Păi eu, 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 nu mai știau. De ce? Pentru că ei au bani, au relații și nu le place să stea la rând. Nu le place. Ei au relații și vor să intre, intre direct în față. Dar uitați-vă și ne uităm în seara la asta la Iov. Dacă o ținut ceva, relația lui Iov cu Dumnezeu în picioare, o fost pentru că Iov o lăsat să intre viața lui în școala răbdării. Noi nu putem să spunem că avem relație cu Dumnezeu bună dacă nu avem școala răbdării luată înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să știți că e ușor să rabzi când nu ai pe cine. Înțelegeți? Îi ușor să rabzi când n-ai de răbdat pe nimeni. Știi? Zici, domne, mă o soră. Zice, copilul meu nu se ceartă, e așa liniștit acasă. Zice, nu se ceartă. Zic, dacă câți copii aveți? Unu. Păi cu cine să se certe, domne? Vino la mine acasă, să vezi. E altă treabă. Măcar doi să ai, nu? Ai tăi, Adi, să ceartă. Așa ai noși, da. Așa e, că dacă ai... Păi ea zis, nu are cu Nu se ceartă, e așa de cu minte. Păi dacă nu are cu cine. De jucăriile sunt ale lui, toată lumea îi roiește în jurul lui, îi face toate fițele, nu? Normal că nu are cu cine să se certe. Și noi suntem mari răbdători că nu ne are nimeni treaba. Noi suntem mari răbdători când nu avem pe nimeni de răbdat. Iov a fost omul care a fost ochit de diavolul și a vrut să-i distrugă relația cu Dumnezeu. Și știți de cine se folosește în toată durerea lui? După ce că a fost amărât, că și-a pierdut bogăția, și-a pierdut copiii, și-a pierdut fetele, a fost bolnav cu o boală incurabilă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că într-o singură zi o pierdut tot. Numai nevasta nu a pierdut tot. Și o să vedem imediat secretul de ce nu a murit nevastă. Gândiți-vă numai la ceva. M-am gândit când am scris mesajul acesta. Gândiți-vă că atunci când o să vezi când o să fii tată, mai ales de fete, când vii cu problemele tale de afară, gândurile tale, năcazurile tale, apăsările tale și ajungi acasă și ești apăsat. Când e fata și te vede. Primul, primul contact să uită fata. E o legătură între tată și fata, așa cum e o legătură între mamă și băiat, da? Și îți zice fata, tati, ce ești supărat, ce ești răcăjit? Hai să, să te îmbrățișez. Parcă așa ai uitat toate problemele de afară. Ai uitat toată durerea. Gândiți-vă că eu nu am mai avut fetele care să-i zică, tati, lasă că o să fie bine. Nu te năcăji. Nu te năcăji. Hai că-ți fac ceva să mănânci. Hai că-ți fac o limonadă. Hai că-ți fac un ceai. Stai aici liniștit. Gândiți-vă că nu am mai avut nici limonadă, nici ceai. Nu am mai avut nici fetele. Terminat, trântit la pământ. Și îi rămâne numai nevasta. De ce diavolul nu se atinge de nevastă? -să? V-ați gândit? De ce nu are treabă cu nevastă să? Știți de ce? Pentru că ea era pionul principal de care dorea diavolul să se folosească ca să-l dărâme, să dărâme relația pentru totdeauna a lui Iov cu Dumnezeu. Dorea să se folosească. Exact ca și în grădina Edenului. O veni cu aceea strategie. O mergi la Eva, o convins-o și Eva o mers și o dat și bărbatul lui ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Auzi ce zice aici Biblia de nevasta lui Iov? Iov, capitolul 2, cu versetul 9. Zice, nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit, adică tu cât îndelungă răbdare ai de rămâi așa pe poziție în neprihănirea ta. De unde atâta răbdare vine nevastă sa? Zice, ce e cu tine, mă? Cu mine n-ai fost așa răbdător. Îți sărea țandă Dintr-o dată ai multă răbdare. Uitați-vă cum se folosea diavolul de nevastă. Să de aia n-au murit. De aia au trăit și au fost sănătoasă și bună de gură. De ce? Că doria diavolul să se folosească de ea ca să-i dărâme, să-i distrugă relația cu Dumnezeu. Și vine, vine nevastă sa și îi spune, tu rămâi neclintit. Adică îndelung răbdător în neprihănirea ta. Și vine cu soluția. Exact soluția din Eden. Uite am o ofertă pentru tine Blastă-mă pe Dumnezeu și mori Și uitați vă singura dată că Parcă nici și greu, dar nici nu-l citesc Că ți-e greu așa să-l să citești Cu toate că e cuvântul lui Dumnezeu Dar vine Iov în versetul 10 Dar Iov i-a răspuns Vorbești ca o femeie nebună Tu cauți să mă Ai ce bine ar fi fost dacă ar fi zis și Adam așa Când au venit cu mărul Sau cu para Cu ce ziceți că a fost? Piersică? Nu știu dar au venit cu fructul, au venit cu ceea ce era interzis. Au venit și au făcut oferta. Au venit nevastă și au făcut oferta la Iov. Și eu a zis, nu am nevoie. Așa cum vezi, vezi bine. Eu rămân neclintit, îndelung răbdător, în neprihănirea mea înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă că Iov ajunge să fie zdruncinat, ajunge să fie uh, trântit la pământ. Dar știți ce e interesant? E interesant că Iov este cel care rămâne... În, în picioare, în relația cu Dumnezeu. În orice ring, când se dă o luptă, câștigătorul, știi cum îl vezi, care e câștigătorul, ăla care rămâne, în picioare. Viața l-a trândit pe Iov la pământ. Sărăcie, moarte, boală, prietenii lui Iov, nevastă să s-a pe capul lui cu, cu oferte din astea ce să-l să să depărteze de Dumnezeu. Și uitați-vă. Deși viața l-a trântit la pământ, Iov, are ceva ce îl ține în picioare în ringul acesta, în lupta aceasta. Știți ce a avut? Îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare. O avut încredere în Dumnezeu. Când viața o da cu el de pământ. E interesant că Iov nu a avut proroci. Să mai sune, să mai dea un telefon, vine la rugăciune, să întrebe. Frate, n-ai avut o vedenie? Nu! Că și, știți cum suntem și noi, cu îndelungă răbdare, când trecem prin situații dificile. Avem răbdare, încercăm să mergem înainte, plângem, ne rugăm, venim la biserică, dar simți că ai mai vrea ceva, să te agăzi de ceva. Și știi ce faci atunci? Suni un proroc. Și Domnul spune, vezi, diferit de cum a fost în vremea lui Iov, îți spune, nu mai e mult. Și tu zici, slavă Domnului. Că nu mai e mult. Nu mai trebuie să mult. Voi interveni. Îți vorbește Dumnezeu și îți spune că va interveni. Nu peste multă vreme. Dumnezeu va lucra în dreptul tău. Și tu ai de ce să te agăți. Tu ai biserica, ai frații din biserică, ai cuvântul lui Dumnezeu, ai uh, oameni care uh, cărora le descoperă Dumnezeu, dar Iov nu a avut nimic. Noi avem de tătă la dispoziție. Și uitați-vă ce slab stăm la de răbdare. Uitați-vă oarecum sunt relațiile noastre cu Dumnezeu. Iov nu a avut Biblia, nu l-a avut exemplu pe Iosef, nu a avut exemplu pe Avram, nu a avut, el cam se spune că ar fi fost contemporan cu Avram, că nu era uh, legea scrisă, de aia Iov nu amintește de lege, de, de cuvântul lui Dumnezeu. Se, se pare că ar fi fost contemporan cu, cu Avram. Dar uitați-vă, la final, în, versetul, în capitolul 19, în versetul 25. El afirmă ceva colosal, extraordinar. În toată durerea lui, în toată mărăciunea lui, când viața o da cu el de pământ, se ridică Iov, plin de răbdare și spune așa, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Și ce zice? Eu am răbdare până la urmă. Până la final am răbdare. Dragi tineri, dacă dorești ceva pentru noi, pentru relația care o avem cu Dumnezeu, să ducem răbdarea până la final. Să avem răbdare și să avem încredere în Dumnezeu. Că același răscumpărător care l-a răscumpărat pe Iov din ghearele diavolului, același răscumpărător ne o răscumpăra și pe noi și același răscumpărător ne așteaptă și va reveni după noi la final. Slăvit să fie numele Domnului! În toată istoria lui Iov, unde e diavolul după ce Iov rămâne în picioare, după ce îl atacă nevastă și el spune, am răbdare în continuare, nu-l blastăm pe Dumnezeu. unde e diavolul? unde -i? Știți unde-i? Să așa pe, pe, silent, pe mut, o plecat. Nu mai zis, stai că mai încerc ceva. Nu, nu mai vorbește Biblia de diavol. Până atunci îl acuza, îl, dar când el trece testul răbdării, diavolul rămâne rușinat, și nu mai are ce să zică. Așa îmi doresc și de voi și de mine. Să plece diavolul rușinat, să avem îndelungă răbdare, ca să ne păstrăm relația cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru care afectează lipsa îndelungii răbdări, știți ce este? Dacă am spus că afectează lipsa îndelungii răbdări, afectează relația cu Dumnezeu, în al doilea rând afectează și slujirea. Știți că dacă n-ai răbdare, în îndelungă răbdare, înțelegeți ce vreau să spun, ne poate fi afectată slujirea. Oameni care încep bine, dar sfârșesc rău, nu din cauza corfurat, furat, că ori mințit, că ori curvit, că ori făcut fel de prostie. Nu din cauza asta, ci dintr-un singur motiv. Că nu au avut răbdare. Cunoașteți un personaj din Biblie? E unul foarte cunoscut. O început bine. Zice că ăsta era când zice că era mai înalt cu un cap, eu când mă gândesc la Saul, că era mai înalt cu un cap decât toți să-i înalți, păi cu câte capete era mai înalt ca mine? Nu? Să nu-mi ziceți o cifră din aia să mă faceți de râs. Nu știu cu cât era mai înalt ca mine. O început bine, statură înaltă. Nu era bișnițar, nu era șmecheraj, nu era profitor. O avut o singură problemă. Nu a avut răbdare. Nu a avut răbdare. Și să știți ceva, în viața de slujire, lipsa răbdării ne costă enorm. Lipsa răbdării ne costă enorm. Uitați-vă, din vechime, Dumnezeu întotdeauna o a avut un orar perfect. El nu a grăbit lucrurile, dar nici nu le-a spune Cuvântul lui Dumnezeu. El nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui. El nu întârzie. El are orar perfect. Când pornești. Și când te oprești. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa, zice, când uh, uh, norul se ridica de pe cortul întâlnirii, știi ce se întâmpla? Poporul pornea. Ăsta era semn din partea lui Dumnezeu. Să pornească. Când norul se cobora, poporul se oprea. Era foarte simplu. Totul trebuia să aibă răbdare, să se uite la nor, să vadă când se ridică și când se coboară. Uitați-vă că de multe ori și noi suntem afectați. Ei, cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem ce spune Biblia în sensul acesta, 1 Samuel, capitolul 13, de la versetul 8 la 13. Prin nerăbdare pot să pierzi tot. Cum zici? Cum tot, mă? Că n-am avut răbdare? Tu zici, dar eu n-am răbdare în fiecare zi. Tu n-ai răbdare la fast food, la urbă, Că mai ești în fața ta. Nu, și tu nu-i raps pe aia trei. Ți-e greu să-i raps, pe doi, trei, cât sunt acolo, n-ai răbdare la semafor, n-ai răbdare cu maică-ta n-ai răbdare la biserică, n-ai răbdare la repetit, n-ai răbdare așa sunt eu. dar ți-ai pus vreodată serios întrebarea că Dumnezeu poate să-ți întoarcă spatele din pricina că nu ai răbdare, că s au făcut Dumnezeu, l-au lepădat afișează te rog, în Samuel, capitolul 13, de la versetul 8 să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deși o pornit bine Saul, deși a o, o început extraordinar foarte bine în, în, în a sluji poporului Israel. Spune cuvântul Domnului că avea război și trebuia să, să, să ducă un război. Samuel îi spune așa, vin peste șapte zile. Și spune cuvântul Domnului că a făcut astfel. A așteptat șapte zile după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Gilgal. Și poporul, auziți aici, se împrăștia de lângă Saul. Mergem mai departe. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jerfele de mulțumire. Și a jerfit arderea de tot. El era împărat, nu era mare preot. El n-avea voie să se atingă de jerfă. El n-avea voie să aducă el jertfa, indiferent dacă nu se mai jertfeau niciodată. Dar n-avea voie, pentru că el era împărat, era om care a omorât. N-avea voie să pună, să pună mâna el să, să, aducă jerfele Pe când, auziți aici, tragedia, pe când nu era sfârșit, pe când sfârșea de a adus arderea de tot, cine vine? Samuel. Samuel. Să, nu mai, să ai răbdare șapte zile, mă, și să nu mai ai răbdare cinci minute. Să ai răbdare șapte zile și să nu mai cât o, mai, cât o fi durat arderea de tot. Cât o fi durat focul ăla până o ars carnea și jerfele. Nu știm. Dar zice, pe când jerfea, Samuel o întârziat cu un singur scop. Să vadă ce e în interiorul lui Saul. Știți de ce Dumnezeu câteodată nu merge după programul nostru? ca să se vadă cei noi. Mi-ai promis? Nu mai pus. Mi-ai promis? Nu ai venit. Pune, nu le lasă-le acolo, că mai avem de discutat pe versetele astea. Pe când jerfea Saul, jerfele, apare Samuel. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns. Când am văzut că poporul, auziți aici, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine. Deci o ținut cont de ce zic, dacă, dacă nu mai vin ăștia la tine, dacă nu mai vin, la, la, luăm atâta ceai, atâta ceva dulce, cine le-o mânca în seara asta, că ăștia sunt prăști. Dacă nu ori veni în seara asta. Și zice, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu mai vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strâns la micmaș, zice, mi-am zis, filistenii se vor pogorâ împotriva mea la Gilgal. Și eu m-am rugat Domnului, atunci am și nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Și auziți acum sentința. Samuel i-a zis lui Saul. Nu și scuze, știi, am întârziat 5 minute, am întârziat 10 minute, ești scuzabil că din vina mea, nu. Auziți, auziți să vedeți ce, unde pune Dumnezeu egal, dacă o zici neascultare e egal cu vrăjitoria, lipsa de răbdare e egal cu nebunie. Zice, Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Te-ai gândit vreodată că lipsa de răbdare e egal cu nebunie? Dar nu nebunia de la Jebel. Nu aia, aia, e o boală psihică, nu discutăm de aia. Înaintea lui Dumnezeu, lipsa de răbdare e egal un om nebun, fără minte, fără judecată. Saul este cel care se scuză și spune așa, venea, se depărta poporul de mine și nu m-am rugat Domnului. Bine mă, de rugate puteai ruga Domnului în orice colț. Nu era nicio problemă. Dar de ce ai pus mâna pe jerfe? De ce ai făcut oficiul lui Samuel? Că Samuel trebuia să vină să aducă jerfele. Că nu m-am putut ruga. Serios, nu te-ai putut ruga. Dar de ce ai pus mâna? Aici au fost problema. Dar nu putea el să se roage. Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Nu trebuie să aștepți să vină păstorul sau un slujitor să se roage cu tine. Tu trebuie să te rogi. Dar problema a fost că s-a băgat în treaba altuia. Nu a avut răbdare. Nu a avut răbdare. Și știți ce e interesant? Când omul pierde în slujire, uitați, niciun regret din partea lui Saul. Că pierde tot. Că îi spune, Domnul, ia împărăția astăzi de la tine. O să, o să nu dăi nu e împărăția ta. O să vezi ce face Domnul din pricina nerăbdării tale. Și știi ce e interesant, nu se căiește, să zică, îmi pare rău. Îmi pare rău, știți că sunt oameni care s lipsiți de răbdare și nu realizează greșeala care au făcut-o. Scot pe gură ce nu trebuie să scoată. Și nici măcar n-au gândul cel bun de la Dumnezeu să spună, îmi pare rău, m-am pripit, îmi pare rău, Că Dumnezeu îi plin de îndurare, zice Iona, da? Ești un Dumnezeu plin de îndurare, ești plin de bunătate Dumnezeu iartă, te, te crede că te-o luat gura pe... Te, o să lucrezi, de aia răbdarea e o școală Dar știi ce face Saul? Saul este omul care atunci când pierde slujirea Nu se căiește, dar face trei lucruri interesante Acuză Face trei acuzații că omul când pierde slujirea nu se căiește, caută cine e vinovat. Caută cine e vinovat. Eu nu am răzbit din cauza lui ăla. Că nu mă ăla de ire la ambon. Eu n-am răzbit că numai grupul ăla cântă, că numai ăla dirijează, că numai ăla. ăsta e omul care o pierdut slujirea. Nu ar să-ți mai pierzi vremea cu el. Pentru că dacă ai vedea gram de căință, că se întoarce, se căiești, domne, îmi pare rău, frate, sor, pare rău. Doamne, îmi pare rău. Dar nu. Saul, și să știți, boala asta, a lui Saul, e transmisibilă. E transmisibilă. Nu, e, nu a fost eradicat atunci. Uitați, au început să acuze. Și acuză trei lucruri. Primul lucru, acuză și spune, Samuel, n-ai venit la timp. Am văzut că nu vii. Păi eu nu stau, domne, după tine. Eu nu stau după tine. Zice, tu ești de vină că am pierdut eu slujire. Tu ești de vină în primul rând, că Domnul mă leapă de pe mine. Tu ești de vină. Uitați-vă, nu ai dat de multe ori vina pe altul, nu mai vin la biserică, nu mai vin la tinere. De ce? Ăla ai de vină. Domne, dar nimeni nu te oprește să vin. nimeni nu te oprește să-L slujești pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de scuze. Saul nu a scăpat înaintea lui Dumnezeu cu scuzele, că nu a avut el răbdare, că a fost, domne, bățos. Nu! Dumnezeu nu i-a dat cum să zic, să-l absolve de vină. Că el l-a acuzat pe Samuel. O zic, Samuel, bă, dar tu ai dreptate. Da? Eu așa s-o temut Samuel când l au văzut pe Saul, că acuză, tu ești de vină că n-ai venit la timp. Dacă ai tu la timp, dacă nu mă lăsai pe mine în pană, păi așa s-o -o temut Samuel de Saul niciodată. Pentru că Samuel avea o relație cu Dumnezeu avea o relație puternică. Saul a fost omul care din cauza nerăbdării a pierdut tot ce i-a dat Dumnezeu. Și primul lucru care îl face, acuză că Samuel nu vine la timp. Doi, zice, nu m-am rugat. Dar te poți ruga. Dar te poți ruga. Știți că sunt oameni care se scuză. A, nu sunt pregătit. N-am o stare prea bună. N-am, Vreau ceva diferit. Aș vrea cumva să simt ceva. Păi Depinde. Uită-te cu ce te alimentezi, uită-te unde mergi, uită-te cine e lângă tine. S-ar putea ăștia să fie azi lângă tine și mâine să se depărteze. Dar știți ce e interesant? Vedem a treia acuză care o aduce Saul. Zice, poporul se împrăștia. O venit și o zis, eu am argumente foarte bune. Tu n-ai venit la timp, eu nu m-am rugat și ăștia, ori fost mulți. Dar acum nu mai e nimeni cu mine. Eram gata să mă duc singur la luptă. Și am adus jerfa. Am Ieși din ascultare și am intrat în neascultare pentru că mi-am pierdut răbdarea unul din cauza ta, din cauza lor și din cauza că nu m-am rugat. Deci de trei factori au fost. Dar vă spun ceva, tineri dragi, și dacă puteți măcar lucrul ăsta să țineți minte din tot ce v-am zis și vă zic în seara asta. Un singur lucru. Oricine se depărtează de tine în viață. Oricine te va părăsi în viață. Ceea ce nu înțeles Saul. El a zis, dar eu îi doream pe toți, cât mai mulți. Oricine îți va toarce într-o zi spatele, dacă Dumnezeu rămâne lângă tine, e suficient ca să ai biruință. E suficient ca să mergi înainte. De aceea în seara asta aș vrea să avem îndelungă răbdare, să ne lipim cu toată inima, cu amândouă mâinile de Dumnezeu și să nu pierdem slujirea din cauza nerăbdării noastre, din cauza că nu avem răbdare. Dumnezeu are timpul lui. Dumnezeu, v-am mai spus și altă dată, Dumnezeu pregătește oamenii și Dumnezeu pregătește timpul Nu aduce oameni nepregătiți La timp nepotrivit Și Dumnezeu pregătește timpul Și Dumnezeu pregătește omul Poate nu-i vremea acum Pentru că tu nu ești nepregătit Poate tu Și încă mai trebuie Dumnezeu să pregătească ceva la tine Ca să, să fii pregătit în, în vremea în care Dumnezeu se va folosi de tine Știți? Saul pierde tot ce era mai bun Tot ce avea Dumnezeu pregătit pentru el din pricina că nu a avut răbdare. Nimeni și nimic, să țineți minte în viață, nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să ducă planul la îndeplinire cu tine. Dacă tu faci trei lucruri, trăiești în neprihănire, trăiești în adevăr și ai îndelungă răbdare. Dacă astea trei le avem, nimeni nu-l împiedică pe Dumnezeu să ducă planul la îndeplinire de binecuvântare. Trăiește în neprihănire, trăiești în adevăr și mai fă ceva. Ai îndelungă răbdare. spune eu rămân pe loc, că nu știu ce vrea Dumnezeu. Mai bine aștept, că știu că Domnul e lângă mine, decât să fac o greșeală. Mai bine aștept un semnal din partea lui Dumnezeu. Știți că răbdarea aduce lepădarea din slujire? E greu ce vă zic, dar asta spune Biblia. l o lepădat Dumnezeu, pentru că după ce au făcut greșel, dar nu a făcut greșeli, cum am zice, el nu a fost lepădat că a fost curvar. Înțelegeți? El nu a fost lepădat pentru că a fost hoț, că a fost un prăpădit. Nu, el nu a avut răbdare și Dumnezeu îl ia și îl aruncă, îl leapădă, îl leapădă, nici nu mai discută cu el Și spune lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul? Că Samuel l-a uns și pe el și pe David și plângea după Saul că l-a iubit A fost primul împărat al lui, a, al lui Israel, da? Și l-a iubit Și Dumnezeu se uită la Samuel și îi spune, nu-l mai plânge pe Saul că l-a lepădat. gata Oprește-ți lacrimile, oprește plânsul că l-a înlepădat l-am lepădat. Ce interesant că Saul își începe slujirea căutând oameni care să cânte cu harpa. O zis, aduceți-mi un om care să cânte bine. Așa începe el. Avea stări peste el. Dar știți cum își începe? Când trăia în ascultare. O căutat oameni care să cânte, adun melodiile Domnului, cântările Domnului, îmi fac bine, mă bucură. O început bine. Știi cum sfârșește Saul? La început caută oamenii lui Dumnezeu și la final în finalul vieții, cu o zi înainte să moare, știți ce au căutat? O vrăjitoare, o ghicitoare. În ultima zi a vieții lui, știți că Saul a fost în post, a fost în post și nu l-a mai ajutat, pentru că Dumnezeu l-a lepădat din pricina că nu a avut răbdare. O postit. Pune, te rog, versetul din 1 Samuel, capitolul 28, versetul 20. Să vedeți ce spune cuvântul Domnului. Când o mers la la ghicitoarea din Endor, care chema morții. Zice cuvântul Domnului, după ce îl cheamă pe Samuel, după ce îi spune Samuel, mâine vei fi aici pentru că Domnul te-a lepădat. Ți-am spus când trăiam, ți-am spus că Domnul te de din pricina neascultării, din pricina că n-ai avut răbdare. Tânăr, drag, mă înțelegi ce spun? Realizezi că Dumnezeu din pricina nerăbdării te poate lepăda? Și poți să fii un copil liniștit, dar să faci greșeli prin nerăbdare. Câte nori făcu greșeli prin nerăbdare? și să acum cu un certificat de, de divorț în, în bibliotecă, în, în, mapă. De ce? Că nu a avut răbdare. Că Dumnezeu i-a spus, nu e asta, mai ai un pic răbdare. Păi da, am vârstă, am nu știu ce, îi băia bun. Și Dumnezeu vedea dincolo și o zi, mai ai un pic răbdare. Câte nu sunt, dar nu, în biserică, nu sunt biserică, în afară. Care o zic, dacă mai așteptam puțin, dacă mai aveam răbdare, dacă mai aveam răbdare. Știți că o Păstorul, un exemplu odată, de o tânără din biserică, care eu zis că au venit odată cu un băiat. Și când s-au uitat la ei, eu zic, din partea lui Dumnezeu. Eu zic, fetei așa, nu el mai așteaptă că următorul care va veni, el va fi. Deci, stai seama, dar era din partea lui Dumnezeu. Venit cuvântul ăsta. Și o zic, nu el, nu fă pasul, deși un băiat liniștit un băiat bun, îl vezi de la deportare, zici, ăsta e, mașină, domne, așa, abia scoate două cuvinte, cu ăsta duc viață bună, cu ăsta îl împing eu de la spate. Eu îl ghidez pe unde să o ia, nu? Din ăsta ți-ai dori, nu? Să facă, nu să pună banii pe masă și să, să fie îndelung răbdător. Din ăsta îți dorește. Să nu fii tu, dar să fie el. Să aibă el îndelungă răbdare. Știi ce s-a întâmplat? Fata o luat cuvântul din partea lui Dumnezeu. Și la câteva luni de zile, o închis, deci o închis ușa, au zis, nu mă căsătoresc cu băiatul, o luat ca din partea lui Dumnezeu. Și după câteva luni, a venit un băiat și o simțit și ea că e din partea lui Dumnezeu. Și o mers și nu știu câte vreme, de mult, eu căsătorit și sunt fericit să-ți binecuvântați. De ce? Că ai răbdare. Că ai răbdare. Versetul 20, din capitolul 28, știți ce spune? Că în ziua aceea, Îndată Saul a căzut la pământ cât era de lung și cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază. Și auziți acum, nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua și toată noaptea. Știți cum a fost Saul? Era în zi de post. L-a mai ajutat la ceva? L-a mai ajutat la absolut nimic. Poți să postești, poți să faci ce vrei. Dacă nu înțelegi în vremea aceasta că trebuie să intrăm în școala răbdării, să tăcem, să răbdăm și să așteptăm intervenția, să vină Samuel! să vină El, să vină Domnul să ne arate, să ne lumineze, decât să mergi, cum spuneam aseară, prin amurg, așa, când nu înțelegi. Lasă să-ți dea Dumnezeu gândul cel bun și atunci pornește. Ca și au pornit cei patru leproși. Era amur, dar aveau lumina de la Dumnezeu în lăuntru lor. Să ne lumineze Domnul pe toți în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru cu care vreau să mă apropii de încheiere. Când îți pierzi răbdarea sau când nu ai îndelunga răbdare, Riști să mai strici ceva. Strici, în primul rând, strici relația cu Dumnezeu, în al doilea rând, strici slujirea, și în al treilea rând, riști să strici viața socială. Știți că prin nerăbdare poți să strici viața socială? Dumnezeu te vrea un exemplu. Și tu, prin nerăbdare, poți să strici viața socială. Te rog, afișează unul Petru capitolul 1, versetul 14 și 15. Să vedeți ce îndemn de Apostolul Patru, Petru. 1 Petru, capitolul 1, versetul 14 și 15. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce va a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Fiți sfinți, spune apostolul Petru, în toată purtarea, peste tot, ca să nu strici viața socială. Degeaba ești căit în biserică și ai răbdare cu frații, cu surorile, dacă viața socială... Știi că Dumnezeu, în viața socială, Dumnezeu acolo are de, de lucrat cu tine? Prin răbdarea ta Dumnezeu are de lucrat? Am zis aseară de o tânără de la Cateheză îi adusă la biserică, acum o să intre în apa botezului când o să avem botezul, o adus o tânără, nu, nici n-am întrebat cine, cine de ce o adus-o, dar o adus-o cineva aici. Și o zice, mi-a dat o Biblie, am citit în Biblie și zice, m-a chemat la biserică și a început să vină. E singura care intre în apa botezului, prima din toată familia ei. De ce? Că atunci când ai răbdare și îndelungă răbdare în viața socială, tu rămâi o mărturie vie. Știți ce spune cuvântul Domnului? De multe ori dau exemplu acesta. De Pavel și de Sila, când intră în temniță, fapte 16, zice că ori intrat în temniță. Și ori avut răbdare, ori avut îndelungă răbdare. Știți, după ce îți dai seama că ori avut îndelungă răbdare în pușcărie, că s-au apucat de cântată, că nu știu când iasă. Și dacă nu știi când iasă, uită-te la tine. Când nu știi cât durează la medic, ce faci? Intri pe telefon. Nu? <gânt> Pentru că nu știi cât durează. Și atunci zici oricum, să mă uit la un videoclip pe YouTube, la o predică, nu poți să te uiți că e o oră, nu? Și atunci zici, hai că și stai cu telefonul în mână, că nu știi cât durează. Și atunci tre trebuie să ai răbdare. Așa și Pavel și Sila. Când ori intrat în temniță, ori început să aibă răbdare și au dat drumul la cântare. Bă, dacă nu știm când ne scoate, dacă nu știm dacă ne aduce de mâncare ceva, ă, noi trebuie să ne apucăm de cântare. Că avem răbdare, cântări avem, dar știți ce e interesant? că Dumnezeu, prin răbdarea lor, i-a făcut să aibă o mărturie acolo în temniță. I-a făcut să aibă. Auzi, domne, să cânți bătut, se poate să cânți bătut. Păi se poate să plângi bătut. Dar să cânți bătut, ai mai auzit? Da. Când ai răbdare și încredere în Dumnezeu, se poate. Când Dumnezeu vrea să fie o mărturie, acolo la locul de muncă, acolo în societate, Dumnezeu îți poate da puterea aceasta. Dacă tu ai răbdare, se poate să nu te vaiți? când ai durerile tale. Că nu mă pune la cântare, nu, nu pot să zic nimic, așa, nu, am niște dureri. Nu, ăștia au început să cânte. Și știi ce s-a întâmplat? Răbdarea lor, unită cu cântarea și cu rugăciunea, o provocat ceva în inimile celor din pușcărie. Eu provocat să închidă televizoarele. Eu am provocat să închidă internetul. Nu se mai uita nimeni pe televizor, nu se mai uita nimeni pe, pe, telefoane, pe tablete. Nu se mai uita nimeni. Toată lumea spune Biblia că toți cei închiși îi ascultau. Și știi ce se întâmplă? Când tu ai răbdare, Dumnezeu prin răbdarea ta îi dezleagă pe cei de lângă tine. Se uită omul nepocăit la tine și zice tu ești diferită decât noi. Ești diferită, ceva se vede pe chipul tău. Răbdarea ta provoacă ceva în el, se dezleagă ceva. Știi că răbdarea ta poate la unul să-i aducă eliberare și la altul să-i aducă viață? Știi, că băia din temniță i-o eliberat, dar știți că la temnicer i-o adus viață? Pentru că ei au fost în răbdare, Pavel și Sila. Zice că temnicerul când s a văzut cu ușile deschise la temniță și când știa ce pușcăria și are înăuntru, zice primul lucru, o căuta să fac, ce să facă? Să-și ia viața, să se omoare, să se sinucidă. Și zice că se ridică Pavel și îți spune, nu-ți văd niciun rău, că toți suntem aici, nu a plecat niciunul, că n-a îngătat cântările. N-a îngătat, mai avem de cântat. Nu a plecat niciunul. Uitați-vă, pe unii dezleagă și lui îi redă viața. Intră în casa lui și zice, domnilor, ce să facem? Ce să fac? Zice, că vreau să fiu mântuit. Îi ia, le spală rănile, îi duce în casă și casa temnicerului primește mântuire. De ce? Că doi care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl slujește pe Dumnezeu, prin răbdarea lor, prin îndelunga lor răbdare. Salvează vieți, deschide uși, dezleagă legături. Asta face răbdarea. Asta face răbdarea. Îi provoacă pe cei din jur, pe cei de lângă tine. Citeam de un păstor din Africa, o uh, mers, mers să construiască o biserică. Era, de fapt, era din Europa, dar o uh, vrut să construiască o biserică în Africa. Și omul acesta. Nu, nu, era ca la noi, că ai sunat la uh, firma de ciment și îți vine cifa și nu mă stoarnă betonul. Acolo zicea că sunt alte condiții, trebuia să meargă la un funcționar de la primărie și ăla să aprobe și atunci să primească ciment și nu știu ce. Dar ăsta de la primărie era șpăgar, nu știu dacă era român sau cum era, dar aștepta de la păstor să primească ceva. Și tot la mâna, vin o săptămână viitoare, iar o mers, iar o venit. Și de fiecare dată, nu se poate chiar acum, mai vedem, mai vine o peste o lună. Ăsta iar o a plecat, iar o a venit peste o lună și tot așa, doi ani de zile, doi ani de zile, spunea el, m-o trimis și m-o chemat înapoi. Și zice, până mi-o zici cineva, auzi, vezi că ăsta așteaptă să-i dai ceva, să lungi cu ceva. Zice, dai ceva, că altfel nu-ți aprobă. Și el s-a uitat și a zis, dar cum să-i dau eu, mă, că eu construiesc biserică? Cum să-i dau bani la ăsta ca să-mi aprobi cimentul? Nu-i dau nici dacă nu mai construiesc biserica, nu-i dau. Și doi ani l -o tot tărăgănat. După doi ani de zile, într-un final, i-a aprobat și o da cimentul. După ce i-a dat cimentul, betonul, o turna biserica, ori or chinuit, ori construit acolo, ca în Africa, dar ori construit, s-o aduna frații acolo. O scris omul ăsta în carte așa, în ăștia doi ani de zile, dacă eu dădeam șpagă, zice, niciodată nu mai știam dacă Dumnezeu e cu mine sau nu. Dar zice, în ăștia doi ani de zile, cât funcționarul mă, mă, mă trimitea și mă tot chema, zice, Dumnezeu, o vrut să mă învețe două lucruri. Unu, lunga răbdare. Zice, o vrut să mă învețe să am îndelungă răbdare. Și în al doilea rând, Dumnezeu o vrut să mă învețe că El e suveran peste orice lucru. Zice, deci în ăștia doi ani de zile am învățat două lucruri. Să am îndelungă răbdare și să înțeleg că Dumnezeu e suveran. Știu că poate o să uiți mult din ce am spus în seara asta, dar măcar cu astea două lucruri să plecăm în seara asta. Să înțelegem că îndelungă răbdare e o școală care o lasă Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Apocalipsa spune, cel ce va răbda până la capă, cel ce va birui la capăt îi voi da răsplata. Să ne ajute Domnul toți să fim biruitori toți avem îndelungă răbdare. Și să știm că peste toate lucrurile din lumea aceasta, suveran rămâne Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.